Incredibil, ultimele 5 ore rămas din perioada asta de transferuri și desigur noi suntem acum în căutare de un apărător. Știți bine povestea, l-am dat pe o sumă foarte epică pe Nacho, 38 de milioane la Inter Milano, fix acum pe ultima 100 de metri, în perioada asta de transferuri, cum să zic, am dublat, ne-am triplat suma de bani investită în Nacho. Ei, e beton, nu? Normal, dar chestia este că acum ridică o altă problemă. Pe cine luăm noi în locul lui Nacho? Nacho era foarte epic, în sensul în care puteam să joc pe Cebe, pe Lâmă, pe Râbă. Nu știu exact dacă mai găsesc un astfel de jucător așa de bun, știi, care joace chiar pe toate cele trei, dar hai să căutăm, poate găsim. Ar fi o idee, Danilo joacă Râbă, Lâbă, n-ar fi rău și relativ ieftin. Salariul este cam mare, ce drept, dar hai să ne mai uităm. Sergio Roberto, RB, KDM, KM, n-are rost. Kimi a plecat la Manchester City pentru ce valorează 28 de milioane? Kimi? Ce cu jocul ăsta, mă? Prea ieftin. L-aș putea lua pe Hakimi, ca și rezervă RB, LM. N-ar fi rău. Bine, și așa asta înseamnă că mai ne luăm încă un jucător KB și respectiv el ca și, știi, așa schimb. Bun, Vertonghen. Bă, de ce rețineam eu că Vertonghen ar putea joace și ca și Râmă, dar... cam 31 de ani, 68... discutabil. Ăsta n-ar fi fost rău dacă l-aș fi luat din start. Musakiu a evoluat, e scump. Anderveron iarăși Kimpembe, n-ar fi rău. Franco, ăsta evoluează. Ăsta evoluează, Franco ăsta, dar e foarte mult de evoluat pe el. Wallace, iarăși ar fi de Van Dijk, ar fi super epic. Ialai, Aspilicueta. Și acum ce s-a dus la Real Madrid, de la Chelsea, Aspilicueta putea să joace chiar pe toate poziții. RB, LB și CB. Dar l-am ratat. Păcat. Păcat, păcat, păcat. Chiriche și așa, Benatia, n-ar fi rău, scump Varan, Compani ar fi ieftin că n-a anii lui, veteranul, Vallejo, iarăși un jucător tânăr, evoluează, tiki-taka, Skriniar, iarăși ar fi interesant, Manolasu, ce șmecher ar fi Manolasu, un Titi, dar așa în mare parte cum mă uit eu acolo o să văd așa un jucător care să joace bine și pe poziția asta de RBLM nu prea mai este. Iar ar fi Jesús, Juan Jesús care joacă și CB și LB. N-ar fi rău, având în vedere că îl mai avem noi pe Pereira la care joacă RB, dar totuși aș vrea ceva care să stau liniștit în apărare, știi cum zic, ceva șmecher, ca un Socratis. Oa, dar Socratis e titular, mă, ăsta ar trebui să-l pun acolo, pe teren, și țac-pac, să fie titular, e prea bun, e prea bun. Delight nu vor să-l vândă, Jerome Boateng ce s-a dus la Chelsea, fantastic la Chelsea, mă. Bun, hai să mai revedem încă o dată lista, aș putea lua atunci doi jucători, luăm genul CB, și respectiv unul care joace și pe RB și pe RB, că de aia am mai văzut. Bugetul ăsta e de cam 37 milioane. 37 milioane plus că mai vreau să-mi rămână niște bani pentru perioada de iarnă, să luăm jucători liberi de contract. Hai că luăm numai un CB. Un CB până în 20 de milioane, să zic. Un CB până în 20 și un pic, 20 de milioane. Ia să vedem. Castani prea bătrân, Ramanioli ne... Vertonghen, să zic, dar cere 26 valoarea, discutabil, tipul ăsta n-ar fi rău, Macarena, nope, nu știu ce să zic, așa, Kimpembe are tânăr, evoluează, țac-pac, stai prea jos, ar trebui să evoluez o lună cu el. Christensen e scump, Davalez e scump, Benatia n-ar fi de rea, Compani un picuț cam bătrânel, Otamendi, Otamendi, nu-i rău, Otamendi, sau Vallejo, are și viteză 70, nice, așa, stai la 66, deci na, e rezervă, tânăr, potențial, prea 20 de milioane, Hei, chiar îmi place cum sună. Sau Skriniar, frate. Skriniar. Ar fi și mai fain că nu prea l-am mai luat pe băiatul ăsta. Ar fi ceva fresh, ceva nou. Tiki-tac. Știi cum zic? Tiki-tac. Dar 64 accelerație. Da, cred că mi-ar place Skriniar. E tânăr, ar trebui să mai evolueze, dar totuși 23 de ani. Oare cât mai evoluează la 23 de ani? Și mai degrabă le iau pe un Upamecano care e și mai ieftin, are și viteză și cu ăsta chiar știu cât de, deci tipul ăsta chiar știu cât de bine evoluează, știi? Și plus că deja valoarea jucătorului la 4.600.000 și clauza lui de reziliere e 4.650.000, deci pot să dau direct skip, da. Skip, pay, gata. Bun. Hai. Cum fac? Așa, un Upamecano, hai să negociem, fratele meu, ai jucat beștia la Leipzig, dar nu te-am luat decât odată când ai fost la Leipzig. Bun, prospect, perfect, nici nu vrea rotation, nici sporadic, prospect, așa de viitor, perfect, 5 ani, gata, bun și foarte ieftin, foarte ieftin. Disregard, release close, bun, salariu cât? Poți să vrei tu, oare 19.000 de euro, așa, bun, și îți dau la semnătură 706, 10. Nu, vrei 710, de la 706 la 710, să trești, gata, bun, batem palma cu Upamecano, fantastic de ieftin, sub 5 milioane de euro, hai să rotunjim, na, 5 milioane de euro, un jucător care evoluează până la 80 și mult, este un jucător foarte bun și așa ne rămân mai mulți bani și aș putea să cumpăr, ia de exemplu pe Danilo, care joacă și RB și LB, pardon. Deci ar fi Danilo, super, ar fi de Danilo, gata, l-am pus pe hârtie. Hakimi, iarăși foarte tânăr, evoluează, dar un pic cam mult de evoluat. N-am acum timp, vreau să câștig Champions League și toate cele, știi cum zic. Altul nu mai este. A, direct am intrat la CB. Hai să mergem la LB. Unde ești? LB. Că aici am eu probleme. Că Pereira, să zic, ar mai putea să joace acolo ca și RB, știi, dacă se întâmplă ceva. Dar eu am nevoie acum de unul care joace pe poziția asta, pe LB. Ia să vedem, Samoa. E destul de ieftin, salariul e foarte măricel, nu prea-mi place aia. Altceva acolo la Sinaci, Alexandru e o avere, Curzava destul de scump, Filip așa, Marcelo e scump, Rodriguez, Alba, Alonso și el scump, atât. Ok, bă, Hakimi prea mult de evoluat, eu zic să luăm pe Danilo. E un jucător care deja e experimentat, deja este la o vârstă care are experiență de viață, de cluburi și toate cele și joacă și LB și RB. Și să zic, dacă ne-l dă la 15 milioane, e ok să dau un salariu mare și dacă jucătorul e ieftin. Bun. Hai să negociem atunci cu Danilo. Player swap. Hai să vă dau și un jucător. Poate mai scăpăm puțin de pe aici. Mai facem curățenie. Vi-l dau pe Patrick. Nu-l vreți pe Patrick? Ce vă trebuie? A striker, un atacant. Aici am câțiva jucători. Nu v-ar tenta poate un Arango? Nu. Vă trebuie un atacant, cum l-am luat eu pe Jesús sau Jesús, sau cum se exprimă. Da, vă trebuie unul de la titular. N-am așa ceva. Bun, vă dau 12 milioane pe Danilo. Fix valoarea lui. 17 cer ei. Bun, asta înseamnă că putem negocia cât de cât. 13. Acceptat 13 milioane. 13 milioane pe Danilo, bro. Really? Really? Perfect. Perfect. Las că dau eu acum salarul ăla mare, nu-i stres. Pe 13 milioane. Și rotation. Bă, se putea mai bine de atât. Ba, se poate. Să ceară numai 90.000 pe lună. Pe săptămână. Puh, ar fi perfect. 4 ani. Bun, let's carry on. Disregard release close, vrea 35. Nu vreau release close. Bun, ok. Așa, mergem mai departe. Vorbim de salariu. 120, îți dau cât aia la City. Și la semnătură aș vrea să-i dau mai puțin ca să văd cât ce cum vrea. Asta este o ofertă corectă și batem palma. 600.000 de euro la semnătură și însuși salarul care îl are la City. Acceptat. Am, desigur, în momentele astea, știi, stau și în loc să mă bucur că a acceptat, stau puțin și mă gândesc, bă, oare nu trebuie să-i dau un salariu mai mic, gen 100 măcar? Știi, te pune așa pe gânduri. Oricum, eu zic că am făcut două transferuri bune. Ia uite că l-am văzut și pe sârbul ăla, croatul ăla. Foarte bine, măcar așa cu vânzarea acelui jucător. Mai avem aici, desigur, mulți bani pentru perioada de iarnă. Cum ziceam, pe poziția de cam, noi trebuie să avem rezerve, ne descurcăm noi cu niște schimburi. Perfect. Perfect. Avem și rezerve. Bă, deja mă simt chill. Vine o ofertă pentru Davinson Sánchez de la Chelsea. Băi, dacă îmi dați cât valorează jucătorii, zice acolo jocul că valorează 59 de milioane de euro, că evoluează, știi, e chiar bun băiatul ăsta. Chiar dacă nu are overall, el are statistici pe sliding și standing tackle, deci să nu credeți că e chiar bun. Dar totuși de 56 de milioane de euro, eu aș putea să-mi cumpăr niște apărători de aia clasă, știi cum zic, cu renume, se vândă tricouri. Ok, bun, Conte refuz. Du-te-mă acasă. Lasă-l pe Davinson Sánchez acasă. Lasă-l aici, lasă-l aici, lasă-l aici, nu-i stres. Eu tot fericit îs. Nu-i bai. Bun, Bayern îl cumpără pe Shaqiri, 38 de milioane. Să știi, frate, că e cea mai bun transfer ăla. Realist, bun. Ultima oră rămasă de transfer. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat pe aici. Atletico Madrid nu cumpără niciun jucător, dar l-a vândut pe Gaetan și pe Godin. Deci apărătorul lor cel mai bun, Godin, a fost vândut și l-au dat și pe Gaetan și n-au cumpărat nimic. Plus că l-au pierdut pe Jimenez nou, că l-am luat liber de contract. Deci, practic, Atletico Madrid este în momentul actual cu doi apărători foarte importanți în minus. Deci, nu știu ce se întâmplă acolo. Băi, Simeone, ce faci? Trecem mai departe, Deportivo face și acolo ce poate. Barcelona îl cumpără pe Malcom, ca în realitate, și pe Schmelzer. Dar îl vinde pe Rakitic și Digne. Păcat de Rakitic. Dar Schmelzer și Malcom. Curios. Bun, Granada, care acum a promovat, desigur, în prima ligă, l-a luat pe Torje. Asta îmi place cel mai mult. Torje, fraților. Fantastic. Ok, aici nimic interesant. Malaga. Așa, Benitez, țac-pac, niște transferuri acolo. Și aici, iarăși, niște transferuri. Ceva mai interesant. Spaniol. Spaniol l-au luat, așa, Najar, ok, au vândut de 40 de milioane, mamă, de 40 de milioane. Paul Lopez la noi, Cea Sanchez, așa, Roca, Moreno, au vândut o grămadă de jucători. Șurle la Betis, Berardi la Betis. Ce dracule, au expirat contractele sau chiar așa de ieftini sunt ăștia, mă? Ok, Real Madrid îl cumpără pe Mbappé și unul Angelino, 62 de milioane. Cum Dumnezeu ați reușit, mă? Cum? Așa ieftin. Cum? Lorente, Casimiro și Diaz. Casimiro a fost dat la AC Milan pe 66 de milioane. Fantastic. Ce reușește să facă Real Madrid-ul, fraților? Între timp, la Benfica am vândut de 226 de milioane de euro și am cumpărat de 196 de... Bă, deci nu suntem pe profit, frate. Cu câte transferuri am făcut noi? Keita, Upamecano, Jesús, Martial, Paul Lopez, etc. Suntem pe profit, ceea ce este perfect. Bun, în rest, s-a mai întâmplat ceva transferul fan. Iturbe. Las Palmas, l-a luat pe Iturbe. Bravo. Aici, nimic așa să sară în evidență, nici aici. O grămadă de bani au fost băgați, dar... Da, de asta îmi place de multe ori să joc în Premier League, știi că acolo chiar sunt transferuri mari. Asta sper să se rezolve în FIFA 19, măcar atât. Aș ști să fie puțin mai... să zic, normal, să fie transferuri peste tot, știi? Cum îți transferurile astea în Premier League, că ia și Burnley, bagă Burnley 30 de milioane, știi? Bagă 30 de milioane transferuri. Să văd și aici, frate, echipă ca, să zic, dă-mi idee, Deportivo, nu știu, mi-a venit am în cap, Villarreal, să bage și 40, 30 de milioane și să cumpere jucători chiar buni. Și, ia uite, Atletico Madrid n-a luat nimic, mă, nimic. Și au vândut, s-au pierdut, să zic așa, doi apărători foarte importanți. Da, aș vrea să fie așa mai realist, și puțin, și în Serie A, și, da, peste tot, și între timp, în Premier League, pe lângă capii de listă United, City și așa mai departe, care chiar transferă pe bani mulți, băi, vezi și echipele mici, promovează echipă, bagă bani. Bine, și aici ce drept, poți să bagi duma că uite, a promovat Granada și chiar a băgat bani în echipă și a început chiar bine campionatul. Ia uite aici, Granada pe locul numărul 5. Bravo Granada, bravo. Foarte, foarte mișto pentru ei. Ia uite, au început cu dreptul campionatul. Dar să vedem și cât rezistă, știi cum zic. Bun, ia uite acolo, Lopez evoluează, Renato Sanchez evoluează. Așa îmi place, mă, să vă văd la training cum evoluați. Așa, loan la Willock. Unde? La Celtic. La Celtic. Bă, nene, mă. Ajungi să mergi la Celtic. Short. Short term. Așa, short. Bun. Ok, zic că n-ar strica să ne oprim aici, că totuși a fost o perioadă nebună de transferuri. Hai să pun și jucătorii aici, să-i avem mai sus, știi cum trebuie, cum este, așa, respect, știi cum zic. Deci un Upamecano acolo, bun, Danilo ăia deja a fost pus automat de joc, bun, ia uite, și asta e echipa. Un Upamecano, Danilo acolo, RB, rezervă RB, LM, super tare, ia uite ce stați-uri faine are omul ăsta, 80, sliding tackle, slide tackle, are shot power 87, e așa mai ofensiv un pic, asta îmi place la Danilo, ia uite unde attack positioning, ia attack positioning 75, deci asta e ca și, asta e ca și Cancelo și Grimaldo, știi, așa mere în atac și dă goluri. Și desigur pe un Upamecano să nu uiți să-l pun pe ăsta la training, să evolueze și el, să fie pregătit pentru Champions League. Bun, cam aici, cam asta a fost. Uite că am reușit să rezolvăm și această problemă, zic eu, cu două transferuri chiar bune, gândite la buget. Nu? Eu zic că e mișto așa. Bun, hai, ne auzim data viitoare, nu uitați de like și subscribe și desigur click pe clopoțelul să primiți notificații. Până pe data viitoare, eu vă urez numai bine, bye bye!